Bine v-am găsit, stimați telespectatori, suntem din nou în transmisie directă din incinta Parlamentului Republicii Moldova, unde astăzi va începe a doua ședință a noi componențe a legislativului Republicii noastre. Vă zic că știți despre ceea ce s-a întâmplat ieri în această aulă, dar o informație care prezintă cel mai mare interes, consider, pentru telespectatori, este faptul că ieri seara, ce am anunțat și în programul nostru informativ, a fost creată coaliția majoritară în Parlamentul Republicii Moldova, coaliția parlamentară, deci îl am alături de mine pe copreședintele CDM-ului și, de câte am înțeles, și președintele coaliției care noi create. Dar, domnul Mircea Snegur, spuneți-ne, vă rog, de ce, odată ce a fost creată această coaliție, ce responsabilități și asumă ea? De menționat mai întâi faptul că semnarea documentelor cu privire la crearea coaliției majoritare de guvernământ, care se numește Alianța pentru Democrație și Reforme, deci a fost posibil în rezultatul tratativelor care au decurs practic în toată perioada de după alegerile din 22 martie și la baza creării, bineînțeles că este mare responsabilitate pe care și-o asumă această coaliție față de guvernarea țării pe parcursul perioadei următorilor 4 ani, deci pentru promovarea reformelor, pentru crearea condițiilor favorabile pentru producători, în primul rând, pentru că noi ne dăm bine seama că de la înviorarea economiei depinde în cel mai înalt mod și soluționarea problemelor sociale, deci efectuarea unor măsuri de urgență, cât și programatice. Cele de urgență ar fi unele rectificări în buget, deci aducerea bugetului într-o stare mai reală, măsuri de lichidare a restanțelor și multe alte măsuri care vor fi întruchipate în programul de guvernare, bineînțeles după desenarea candidaturii la postul de prim-ministru. Această coaliție majoritară va întreprinde măsuri și de restructurare a guvernului, de reducere a aparatului birocratic. Consider eu, cel puțin la nivel de una a treia parte, vor fi numiți miniștri, conducători de departamente, conform algoritmului care este fixat în acordul de creare a coaliției, 2 CDM, 2 blocuri pentru Moldova Democratică și Prosperă și 1 Partidul Forțelor Democrate. Eu vreau să spun că sunt foarte satisfăcut și mă bucur destul de mult că acești 60 de deputați au trecut poate și peste unele proprii intenții, așa ca sunt că ambiții, mi s-au părut că nu sunt prea ambițioși, și deci peste unele interese de grup, astfel ca să fie creată această coaliție majoritară. Acesta a fost scopul principal pe care noi, cei din Convenția Democrată de Moldova, l-am proclamat imediat după alegeri. Domnule Mircea Snegur, spuneți-vă, rog, primii pași care veți întreprinde chiar acum la această ședință, care vor fi? Deci primii pași, din partea coaliției va fi propus o candidatură la postul de președinte al Parlamentului. Sperăm că candidatura noastră să fie votată unanim de către coaliția noastră. Mai apoi vor urma consultări privitor la recomandările președintelui Parlamentului nou ales vis-a-vis de candidaturile la postul de vice-speaker, care, după cum știți, conform algoritmului, se împarte un vice-speaker din partea Convenției Democratice, unul din partea PFD-ului și mai departe candidaturile la comisiile respective, discuția candidaturii la postul de prim-ministru, tratativele cu domnul președinte Lucinski și intrăm de astăzi în muncă activă. Mulțumesc frumos și vă doresc succes!
Stimați telespectatori, acum peste câteva clipe începe, cred că, ședința. Văd că de acum domnul Țăranov, care este decanul de vârstă al Parlamentului, și-a ocupat locul în fotoliul de președinte a ședinței și să urmărim împreună cu dumneavoastră ceea ce se va petrece peste câteva clipe în această incintă. Facem legătură cu studiourile noastre. Începem, da? Nu Stimați deputați, s-au înregistrat 494 de deputați. Vă rog să onorăm drapelul Republicii Moldova. Vă mulțumesc. Stimați deputați, continuăm lucrul ședinței de reconstituire a Parlamentului. Noi ieri, oleacă, ne-am grăbit. Astăzi trebuie să începem lucrul de la început. Trebuie să, de la bun început, trebuie să constituim fracțiunile. Și tocmai după aceasta trecem la alegerea președintelui. Vă amintesc, conform regulamentului, fracțiunile parlamentare își aleg organele de conducere sau conducătorii care prezintă Parlamentului componența numerică și nominală a fracțiunilor. Mă adresez la conducătorilor partidelor și blocurilor. Sunteți gata să prezentați componența fracțiunilor? Dacă da, începem. Poftiți! Din partea Partidului Comuniștilor, acest document au fost prezentate încă ieri. Cine dorește să prezinte fracțiunile? Vă rog. Dacă nu sunteți gata, cât ne trebuie nou timp să fim gata? Ce propuneri? Vă amintesc, componența fracțiunii se prezintă mie și după aceea să dea citire la tribună. Sunteți gata? Poftiți? Sunteți? Dați-mi mie. Nu. Procesul verbal, da? Cine mai este gata încă, vă rog? Ieri, în ședința fracțiunii Convenției Democrate, s-a luat următoarea decizie. În conformitate cu articolul 4... Cer scuză, proces verbal, da. Transmite mie, nu v-am dat cuvântul, cer scuză. Pardon. Eu am și procesul verbal. Nu vă dau cuvântul, cer scuză. Da, mulțumesc. Vreau să zic că toate fracțiunile prezentate. Vă dau și procesul verbal. Foarte bine. Atunci cuvântul îi se oferă reprezentantului
Partidului Comuniștilor. Vă amintesc că succeunea depinde de componența numerică a partidelor și blocurilor, a fracțiunilor. Microfonul lui. Deputatul Neguță, fracțiunea Partidului Comuniștilor. Fracțiunea are nevoie de consultații. Cerim o pauză. Pauză? Da. Pe cât timp? Nu putem să vă spunem timpul precis, însă ne vom stări o destul de operativ. Să anunț o pauză. Suntem din nou în emisie directă, după cum ați văzut și dumneavoastră, ceea ce s-a întâmplat în aceste 6 minute de când a început ședința. Vladimir Țăranov, decanul de vârstă, care este președintele ședinței de astăzi, a proces de la faptul creierii, sau mai bine zis, formării fracțiunilor parlamentare, lucru care a pornit a fi realizat, însă în cele de urmă, fracțiunea, de fapt nici nu-i fracțiune, dar reprezentanții PCRM-ului au solicitat o pauză pentru consultări. Să sperăm că această pauză va fi de scurtă durată, nu ca cea de ieri, care a durat mai mult de 2 ore, și vom reveni în incinta Parlamentului imediat după ce vor fi reluate lucrările, vor fi reluate ședința. Cei mai exemplare astăzi s-au dovedit a fi parlamentarii Partidului Comuniștilor, care la orele 9 deja și ocupaseră locurile în sala de ședințe. Reprezentanții Convenției Democrate, PFD-ului și a Blocului pentru o Moldovă Democratică și Prosperă au venit puțin mai târziu. Domnul Pavel Bărbălat, președintele Curții Constituționale, a relatat despre desfășurarea alegerilor parlamentare, menționând că rezultatele acestora au fost validate, astfel deci activitatea organului legislativ este considerată legală. Președintele țării, domnul Petru Lucinski, a adus sincere felicitări aleșilor poporului cu ocazia victoriei, menționând că acum, când lupta pentru putere aparține deja istoriei, rămâne să se purceadă la o activitate bine organizată într-o binele țării. Rezultatul alegerilor reflectă obiectiv voința politică a cetățenilor și noi toți suntem obligați să ținem cont de ele în activitatea de organizare a Parlamentului și de administrare a țării pe durata următoarelor 4 ani. Cu atât mai mult, nu vom uita că orice vot în susținerea unui partid sau bloc electoral a fost acordat în speranța de a depăși situația de criză în economie și a asigura îmbunătățirea nivelului de trai. În același timp, dramatismul situației politice la care s-a ajuns în rezultatul alegerilor constă în aceea că nimeni nu a reușit să obțină majoritatea absolută a mandatelor de deputați. Niciun partid sau bloc electoral nu poate pretinde că reprezintă interesele tuturor alegătorilor și nu-și poate asuma de unul singur responsabilitatea politică pentru guvernarea țării. Acest lucru poate fi realizat doar în comun și va fi posibil numai prin aportul și conlucrarea partidelor și blocurilor reprezentate în baza unor compromisuri rezonabile. Am discutat aceste probleme aparte cu fiecare lider politic, precum și împreună cu toții, înțelegând care este situația reală și care sunt necesitățile și posibilitățile de asigurare a unor condiții normale pentru constituirea Parlamentului și a structurilor sale, în conformitate cu regulamentul în vigoare și apoi a formării noului guvern. Situația post-electorală ne impune
nu cea mai ușoară perspectivă, dar unică rațională de a depăși dificultățile care ne așteaptă prin negocieri, prin spirit pragmatic, soluționând problemele prin concesii reciproce, întotdeauna la masa tratativilor. Pornind de la situația reală care s-a creat în Moldova, este posibil ca aceste negocieri și aceste tratative să fie de mai lungă durată și aceasta nu trebuie să ne sperie. Doresc să mă refer și la rolul important pe care îl deține Parlamentul în menținerea colaborării interesate a ramurilor puterii, având în vedere modalitățile specifice de păstrare a echilibrului intern, în primul rând în interiorul Parlamentului, ca instituție care poate funcționa doar ca organ colectiv, cu respectarea necondiționată a drepturilor fiecărui deputat de a-și exprima liber voința politică. Pentru a menține eficiența înaltă a forului legislativ, precum și pentru a asigura conlucrarea Parlamentului cu președintele și guvernul, consider că atât fracțiunile parlamentare, cât și fiecare deputat, urmează să tragă concluziile de rigoare din experiența ultimilor 3-4 ani pentru a nu transforma Parlamentul, așa cum s-a mai întâmplat, în câmpul de luptă al orgolilor și ambițiilor egoiste. Având în vedere gradul reprezentativ al partidelor și blocurilor parlamentare, ținând cont de faptul că rămâne viabil și în acțiune programul prezidențial, susținut de majoritatea alegătorilor, mizând pe faptul că am convenit asupra necesității de a promova o politică transparentă, sinceră și responsabilă, mă adresez cu apelul de a conlucra și în continuare în baza acestui program, ajustându-l la necesitățile actuale și completându-l cu sarcini noi ce decurg din programele partidelor și blocurilor reprezentate. Un lucru este clar, prioritar și esențial pentru toți, problema redresării economiei. Toate celelalte rămân pe planul 2. În scopul însănătoșirii economiei trebuie să uităm de orice divergență și deosebire între noi. Parlamentul își va menține autoritatea numai controlând și influențând prin acțiuni hotărâte situația economică pentru a îmbunătăți în consecință sfera socială. Drumul spre acest rezultat duce numai prin liniște și stabilitate. Rezolvarea problemelor de viață și ale dezvoltării Republicii Moldova fiind scopul care trebuie să ne unească absolut pe toți. Ne se va cere să îmbunătățim politica bugetară și financiară, pornind-o în strânsă legătură cu politica monetară și jocul prețurilor, cu politica de credit, valutară și comercială, cu avantajele și riscurile pe care acestea le ridică pe calea desfacerii producerii de bunuri materiale. Se cer măsuri de neamânat în politica agrară, care vizează partea cea mai mare a populației. De înaintat mai activ spre soluționarea problemelor cercetări științifice, învățământului, culturii, tineretului, ecologiei, asigurării sociale, a pensiilor de bătrânețe, a creșterii șomajului. Să încurajăm la scara națională gândirea economică nouă, să o scoatem din stare de partizanat și să o punem la lucru. În anii care au trecut am văzut că sistemul economiei de piață nu își poate depăși în mod automat propriile crize. Acest sistem trebuie ajutat de stat prin crearea unor valori sociale fundamentale care ar încuraja sistemul ca întreg, nu numai pe individul izolat. Cred că forțele politice reprezentate în Parlament sunt suficient de experimentate pentru a înțelege că statul nu poate fi numai un simplu paznic al ordinii, el trebuie să-și asume funcția de repartizare mai echitabilă a venitului social, de ajutorare a economiei intrate în impas. Deciziile adoptate în ansamblu de Parlament trebuie să fie bine chipzuite ca să evităm eventualitatea deturnării ideii naționale într-un concept intolerant, dușmănos și agresiv. Asemenea, ideea niciodată n-a fost împărtășită de poporul nostru și niciodată nu s-a bucurat de susținerea Europei. Să asigurăm în relațiile dintre etnii stătornicirea, respectul reciproc, promovarea unor relații cu adevărat curate, adânci și temeinice. Chem pe toți deputații, indiferent de culoarea politică, să se uite omenește unul la altul, să muncească pentru a ușura soarta celor mulți,
apărându-i cu scutul garanțiilor legislative împotriva tuturor relelor, asigurându-le toate dreptățile și libertățile necesare pe principiul șanselor egale. Istoria a demonstrat nu odată că numai aplicarea și respectarea acestor principii de bună credință poate să mobilizeze puterile și talentele fiecărui cetățean. Noi nu îi vom putea nici liniști, nici îmbogăți pe oamenii, bătând cu pumnul în masă și nici cu piciorul în pădea. Drumul spre siguranță și bunăstare duce printr-un ansamblu sistematic de măsuri bine socotite în timp, sprijinit pe liberul consimțământ a producătorilor, pe inițiativă și moralitate, pe muncă și disciplină. Onorați deputați, în anii de muncă în această sală am înțeles că lucrurile merg bine în Parlament doar atunci când între deputați nu există discordii fatale de genul lui Cain și Abel. De asta vă doresc spirit de echipă, sacrificiu de sine, solidaritate. Și încă una. Să nu uităm că în ultima instanță cele mai bune hotărâri pentru soarta Republicii vor fi luate nu numai în cadrul dezbaterilor dintre dumneavoastră. Oricât de frământate ar fi timpurile prin care trecem, crește nivelul libertății gândirii și demnității personale a oamenilor. Cred tot mai mult în puterea opinii publice, a unei prese cu adevărat libere, nu am îndoieli că treptat vom ajunge la situația când opinia publică va fi orientată pe teme de principiu, nu de conjunctură. Vă chem încă o dată să nu ne oprim la ceea ce ne desparte și nici la pornirile de a ne discredita reciproc, de a jigni sau chinui pe ceilalți. Nu am îndoială că toată truda care va fi depusă va fi prețuită de alegători după meritul fiecăruia. Dumneavoastră reprezentați puterea legislativă supremă de stat. Aveți mandatul și datoria de a iniția și soluționa toate problemele care vă revin conform atribuțiilor prevăzute de Constituție. În același timp, tot dumneavoastră, purtați răspundere pentru consecințele și modul de soluționare a acestor probleme. În acest scop, aveți posibilitatea să formați orice coaliție parlamentară majoritară în 2, în 3, în 4. Eu, în calitate de președinte al Republicii, sunt disponibil să conlucrez cu coaliția formată, cu întregul Parlament, în interesele țării, în cadrul strict al mecanismelor constituționale. În cazul în care această conlucrare va fi zădarnică, prin acțiuni arbitrare și fără efect pozitiv, mă voi conforma numai Constituției și voinței poporului. Onorat Parlament, stimați deputați, aflându-ne în a treia zi a sărbătorilor de Paști, sărbătoarea înțelegerii, jertfirii de sine și a împăcării, vă urez tuturor ani mulți de sănătate, ani care urmează ca o muncă plină de rod și pace spre binele țării noastre. Moderatorul ședinței, Vladimir Țăranov, a propus ca fiecare din partidele și blocurile politice să înainteze candidaturi la postul de speaker al Parlamentului Republicii Moldova. Ca urmare, reprezentanții PFD-ului, Convenție Democrată din Moldova și Blocul pentru o Moldova Democratică și Prosperă au cerut o pauză pentru consultații suplimentare. Parlamentarii din Partidul Comuniștilor au rămas în așteptare mai bine de 2 ore. Eu cred că o lună de zile după 22 martie a fost destul ca să hotărască toate întrebările, ca astăzi în mod organizat, în mod civilizat, frumos, așa cum trebuie să procedeze deputații Parlamentului, să fie hotărâte aceste întrebări. În fine, liderul PFD-ului Valeriu Matei, din numele celor 3, a cerut o pauză până la orele 15. Partidul Comuniștilor însă a luat decizia de a continua discuțiile în dimineața zilei de mâine. Ședința în plen, prezidată de către decanul de vârstă al legislativului, comunistul Vladimir Țăranov, nu a durat nici 10 minute. Imediat după ce pe masa prezidiului legislativului au fost puse documentele ce includ componența fracțiunilor parlamentare, cu indicarea liderilor acestora, reprezentanții Partidului Comuniștilor au cerut o pauză pentru consultări, ce a ținut mai bine de 2 ore, după care Vladimir Țăranov a anunțat plenul Parlamentului că la solicitarea reprezentanților Partidului Comuniștilor, ședința de astăzi este suspendată, urmând a fi reluată mâine la orele 10.
În a doua jumătate a zilei, liderii blocurilor Convenția Democrată din Moldova pentru o Moldova democratică și prosperă și ai Partidului Forțelor Democrate au ținut o conferință de presă în cadrul cărei au declarat că semnarea acordului privind constituirea coaliției de guvernământ Alianța pentru Democrație și Reforme înseamnă un pas de mare împăcare între forțele politice care au împărtășit diferite spectre, dar și în societate. Noi trebuie să terminăm discuțiile suspiciune și eu personal socot că ar fi foarte bine ca domnul președinte Snegur cu domnul președinte Lușinski să termine aceste suspiciuni. În pofida faptului că și liderul Mircea Snegur s-a pronunțat pentru o împăcare dintre dumnealui și președintele Lucinski, totuși a ținut să accentueze că politica promovată de șeful statului în ce privește diferendul transnistrian nu este cea mai reușită, deoarece, în părerea dumnealui, procesul de negociere în 1997 a fost stopat. Ex-președintele țării s-a mai pronunțat și împotriva memorandumului semnat la Moscova. Obiectivul de bază al alianței este depășirea crizei economice, a relatat Mircea Snegur, dar în opinia dumnealui, 4 ani este o perioadă prea neînsemnată pentru a înregistra succese evidente. Important este ca în următorii 2 ani să se obțină doar o tendință de ieșire din criză. Dumitru Deacov, liderul blocului pentru o Moldovă democratică și prosperă, în explicațiile făcute din ce cauză totuși toți cei 24 de membri acestei formațiuni politice au votat pentru crearea alianței, a zis: în legătură cu faptul că comuniștii nu au dorit constructiv să discute cu noi, practic au refuzat orice variantă de compromis. În această cauză, sâmbătă, fracțiunea noastră, 24 de persoane, unanim, au adoptat o hotărâre unde se vorbește de faptul că este imposibil orice conlucrare cu comuniștii. La ce Vladimir Voronin a relatat, citez: reprezentanții blocului pentru o Moldovă democratică și prosperă timp de o lună de zile au fugit de noi ca niște iepuri. Abia astăzi, după întrevederea cu președintele Republicii, am avut posibilitatea de a ne întâlni cu membrii acestei formațiuni politice, care acum puțin probabil poate fi numită pro-președințială. Liderul comuniștilor, la cele spuse de Snegur, Roșca, Deacov și Matei că alianța va fi de o lungă durată, a relevat că acest fapt e puțin probabil. Voronin a estimat că posibil în caz dacă președintele Lucinski va propune la postul de prim-ministru candidatura domnului Ion Ciubuc, ea va fi susținută de comuniști. De fapt, noi am susținut și programul preelectoral al domnului Petru Lucinski, a zis Voronin. În privința acordului semnat, ținem să vă aducem la cunoștință ultimul punct ce înregistrează că acordul își pierde valabilitatea în cazul nedesemnării de către președintele Republicii a candidaturii propuse de Convenția Democrată din Moldova pentru funcția de prim-ministru și în cazul neacordării de către majoritatea parlamentară a Alianței pentru Democrație și Reforme a votului de încredere guvernului numit de către președinte în baza înțelegerilor celor 3 fracțiuni parlamentare, ceea ce poate schimba radical situația. În deschiderea ședinței legislativului pentru postul de președinte al Parlamentului au fost propuse 2 candidaturi: Vladimir Voronin, prim-secretar al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, și Dumitru Deacov, președintele blocului pentru o Moldovă democratică și prosperă. Fracțiunea PCRM l-a propus pe Vladimir Voronin, iar fracțiunile componente ale Alianței pentru Democrație și Reforme pe Dumitru Deacov. Deoarece acordul de constituire al Alianței stipulează sprijinirea de către formațiunile componente a candidaturii blocului pentru o Moldovă democratică și prosperă. După o pauză preconizată pentru pregătirea procedurii de votare, cei 100 de parlamentari au mers la urnele de vot. În conformitate cu articolul 64 al Constituției, președintele Parlamentului se alege prin vot secret cu majoritatea voturilor deputaților aleși pe durata mandatului Parlamentului. El poate fi revocat în orice moment prin vot secret de către Parlament cu o majoritate de cel puțin 2/3 din voturile tuturor deputaților. După numărătoarea voturilor au fost anunțate următoarele rezultate: Vladimir Voronin, 40 de voturi pro și 60 contra, Dumitru Deacov, 60 pro și 40 contra. Astfel, Dumitru Deacov, prin majoritatea voturilor, a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc tuturor pentru acest vot, pentru susținere. Înțeleg foarte bine responsabilitatea pe care eu mi-o asum
personal, responsabilitatea care cade pe umerii colegilor mei din această coaliție, responsabilitatea asupra întregului Parlament, fiindcă problemele pe care noi, Parlamentul de legislatură a 14-a, urmează să le rezolve, sunt foarte și foarte importante.